Hai, noroc tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip după foarte mult timp în care n-am postat așa niciun let's play. Începusem acolo la începutul canalului să postăm câteva let's play-uri, dar calitatea era oarecum așa puțin mai slăbuță, aveam un laptop super slab și acum ne-am luat un PC puțin mai decent și probabil s-ar vedea cât de cât mai ok. Au trecut vreo 2 ani de când, sau 3 ani cred, de când avem canalul ăsta. Și uite că s-au adunat așa 2000 de abonați treptat, chiar nu m-aș fi așteptat, am postat și super rar, na, inconstanța a fost mereu și o să încerc așa cât de cât să facem o miniserie cu let's play-uri, avem și seria de mixtape-uri, vedem dacă va fi ceva de capul ei, chiar sunt foarte curios. Sincer să fiu, bă, nici nu știu cu ce să încep mai exact. Pentru cine nu știe, joc pe serverul Carpathians de vreo 3 ani jumate, ceva în genul ăsta, ca așa, ca o mini prezentare. În prezent avem un Sera de level 7 campion pe care îl și vedeți acum, plus un Ninja de level 1 campion cu care ne facem așa cât de cât treaba. Și o melee și o hidră când... și o melee, hai că am zis-o, și o hidră și un melee când e cazul. În rest, na, jucăm 2 pe cont, deci suntem 2 oameni pe cont. Pentru cine nu știe, am debutat pe serverul ăsta Carpathians un lican de level 61 pe care am jucat destul de mult timp, l-am dat și level, după care l-am vândut, am trecut pe un ninja, așa cum ăsta ar fi cam al treilea caracter. Se spune că Surou m-a satisfăcut cel mai mult până în prezent pentru că își face treaba cam peste tot, în mare parte să zic așa. Nici nu știu exact ce am putea prezenta în primul videoclip, mă tot gândesc... să facem așa o prezentare alchimiei. Am mai avut eu o tentativă în trecut, acum o lună și ceva, dar chiar n-am fost mulțumit de calitatea microfonului și am șters acel videoclip. Hai să vedem, bă, băieți, cu ce plecăm la drum în primul rând, că asta e cel mai important. Bine, pe partea de alchimie, celelalte iteme vor veni așa treptat, ca să nu ne lungim prea mult acum. Deci avem... un diamant excelent cu dublă pagubilitate, cred că a fost prima piesă de alchimie pe acest cont. Un rubin excelent full PvP, care ne-a ieșit dintr-un singur schimb. Am și postat eu mai demult un videoclip de genul ăsta, parcă în august anul trecut ne-a ieșit acest rubin. Diamantul doar strălucitor pentru moment, n-am avut bani excelent cu bonusurile la fel și mă gândesc că e cel mai ok să punem toate bonusurile pe noi. La safir avem 3 stare, așa am gândit-o eu când am luat, să dăm damage cât mai mare, pentru că Sura Arm este un caracter care rezistă cât de cât ok, așa am văzut atunci situația, acum nu știu, sunt mulțumit, nu pot să mă plâng. Granatul este excelent, nu e full, dar merge așa cum e. Și Onyx-ul la fel este full, cum ar spune lumea, e perfect, cred, oarecum, pentru ceea ce ne trebuie nouă, la fel strălucitor. Deci e jumătate roata asta, jumătate strălucitoare, jumătate excelentă, și-a făcut treaba până în prezent, contul chiar s-a descurcat o mare parte oriunde l-am dus. Bine, nu vă gândiți că facem noi performanță cu alasturi și din alea, nu suntem la nivelul ăla, dar pentru ceea ce am vrut eu să fac, Yohara, melee, hidra și așa mai departe, chiar s-a descurcat destul de ok. Pe partea de PVM la fel, mai avem așa, mai remarcabil, o sabie Zodiac Medi 52 Ometine, care își face cât de cât treaba și ce ar mai fi așa ieșit din comun, jachetă și arperă plus 15 cu 15 vânt, 10 fulgeri și așa mai departe. Na, n-are 15, mă rog, pardon, n-are 18 mobi, deci n-are 18 mobi din păcate, așa am cumpărat-o, aia cu 18 mobi era mult mai scumpă și na, la momentul acela am considerat că e mai bine să luăm cu 15, mai pe sărăcie un pic, dar chiar să zicem că s-a descurcat peste tot, deci s-a descurcat peste tot și n-am avut absolut nicio treabă, nici la melee, nici la hidră, după cum am zis. Ca ultimă achiziție în perioada respectivă, am reușit să cumpărăm un pet destul de ok, tot pentru PVM, tip 8. O să postez și un videoclip legat de asta, mă gândesc, deci are 16 berserker, 13 pătrundere și 8 mobi, ținând cont că nu este alastor... cred că e un pet destul de bun, are și 845 de zile trăite, deci cât de cât își face treaba. Și în rest,
contul, na, n-are nimic, wow, sunt iteme simple, cu 35-40 atac, pe acolo, încât să-și facă treaba, o să vină ele prezentate pe parcurs, iar pe partea de PvP stăm cât de cât ok, să zic așa, nu mă pot plânge, adică, la fel, nu, nici wow, dar nici atât de slabi, avem aici câteva iteme, și Cianita asta, nu avem noi bani de sabie și arpe momentan. Vom vedea când schimbăm și Cianita, chiar nu știu. Momentan am avut bani de sabie și arpe și probabil nu o să avem curând pentru că mai avem și niște datorii de achitat. Și o să vedem ce și cum. Treptat o să vină toate, nu-i nicio grabă. Plus că nu farmăm zilnic și na, ăsta e un minus, dar o să ne descurcăm și vom vedea care-i treaba. Ăsta a fost un despre mult așa introductiv, am vrut să arăt ce și cum. Să arătăm oarecum itemele principale ale acestui cont și cam atât. O să vedem ce va urma. Mulțumesc mult pentru vizionare și ne auzim la un viitor videoclip. Salut!